Bună ziua, doamnelor și domnilor, invitați, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule vicepreședinte. Sunt puțin emoționat și cred că mai mult și este inerent să nu fiu eu așa. Faptul că astăzi ne aflăm la Săucești, în sediul primăriei, mai precis în sala de ședință al Consiliului Local, pentru a participa la un eveniment, spunem noi, drag sufletului nostru și mult așteptat de comunitățile locale din Săucești, Letea Veche și Bereș-Bistrița. Înainte de a spune despre ce este vorba, dați-mi voie să urez o primăvară frumoasă și la mulți ani doamnelor și domnișoarelor prezente aici, de față. Iar pentru noi, fiindcă este 9 martie, este de bun augur să avem o sărbătoare și să semnăm un asemenea eveniment, un asemenea contract care implică o modernizare a unui drum județean ce parcurge și tranzitează teritoriul a 3 comune, Letea, Săucești și Bereș-Bistrița. Domnule președinte, bine ați venit și așa cum ne-ați obișnuit întotdeauna și dumneavoastră și ceilalți factori decidenți cu surprizele, astăzi pot spune că este o surpriză multiplă prin faptul că acest drum județean a fost mult așteptat în ceea ce privește investiția și modernizarea lui. Suntem siguri că, așa cum în tot județul, aceste investiții sunt evidente și aceste investiții sunt atât de benefice pentru comunitățile locale, și drumul județean DG207F se încadrează în același trend ascendent de modernizare și reabilitare. Poftim, aveți cuvântul. Bună ziua, domnilor primari, domnilor consilieri locali, atât de la Săucești, de la Bereș-Bistrița, de la Letea Veche. Mă bucur să fiu prezent astăzi aici și să vă urez o primăvară binecuvântată. Iată, în mai puțin de o săptămână, este al treilea contract pe care îl semnăm, în spate fiind o muncă de echipă de câteva luni de zile, un an și ceva, alături de echipa Serviciului Public Județean de Drumuri, sub coordonarea domnului vicepreședinte Pravăț. Și ca noi astăzi să putem semna, spuneam, acel de-al treilea contract în numai o săptămână, după cel de acum exact lunea trecută la Faraoani, Nicolae Bălcescu, și vineri Strugari Răchitiș. Astăzi vom semna contractul pentru drumul județean 207F, Bereș-Bistrița, Pădureni și Săucești spre Letea Veche în satul Holt. Sunt înconjurat aici de trei primari implicați, trei primari de ispravă. Acest drum este cu atât mai mult mai important așteptat odată de comunitățile de aici. Mi-aduc aminte de discuțiile pe care le-am avut acum 2 ani cu domnul primar și cu consilierii locali de la Bereș-Bistrița. Legătura dintre Bereș-Bistrița, satul Pădureni, Iliești, Racova, și cu domnul primar de la Săucești, legătura cu satul Holt pe acest drum. Dar cu atât mai important este că acest drum județean face conexiunea cu centura Bacăului și care acum câteva zile, în prezența ministrului Lucian Bode, au fost prezenți primari din tot județul, invitați de către prefectul apolitic PNL, mai puțin primarii implicați. Și sunt doi dintre ei chiar aici lângă mine, primarul de la Săucești și primarul la Letea Veche, Manea Valentin și Petru Dochei, care s-au implicat activ în a da tot sprijinul pentru a ajunge, iată, astăzi cu antreprenorul nostru destul de serios la aproape 70% din lucrare, din execuție. Iar Consiliul Județean acum o săptămână a semnat per ultima autorizație de consiliu de relocare a doi stâlpi de înaltă tensiune, 400 de kW,
unul pe Letea Veche și unul pe Săucești. Am semnat-o în regim de urgență, cu toate documentele necesare în spate, cu toate avizele necesare, încât, așa cum am promis și ne ținem de cuvânt, dăm tot sprijinul și orice zi contează în execuția acestei lucrări. Și face legătura, de asemenea, centura Bacăului, dar de fapt este inelul care e în regim autostradă și face legătura cu viitoarea autostradă a 13, care acum 2 ani sau acum 3 ani puțini credeau în acest proiect. Iată, astăzi este un pas important făcut spre certitudine, în sensul că s-a scos la licitație din timpul mandatului ministrului Lucian Șova studiul de fezabilitate și proiectare și acum licitația este finalizată și semnează contractul pentru studiul de fezabilitate și proiectare la viitoarea autostradă a 13. Viitoarea autostradă a 13 care leagă Bacău de Brașov și care este cea mai fezabilă, cea mai ieftină, dar și cea mai trece prin zonele cele mai puțin din punct de vedere zone declarate protejate. Protejate spre deosebire de celelalte două variante. Cea care duce prin Târgu Mureș, care peste 30-40% trec prin zone protejate, unele de tip UNESCO, ceea ce este foarte greu. Asta nu o spune nimeni, nici din punct de vedere politic, nici o spun specialiști, consultanți externi. Beipasa, consultantul pe lângă Banca Europeană de Investiții și consultantul la Ministerul, de pe lângă Ministerul Transporturilor. Credem în acest proiect și cred că fiecare băcăuan și fiecare dintre noi de la această masă trebuie să credem și să fim mai implicați și mai vocali în a face tot ce este posibil să împingem lucrurile în acest sens și să le urgentăm. Astăzi, aici este un drum județean, atât de mult așteptat de atâta timp, atât de o comunitate cât și de cealaltă, care se adaugă proiectelor implementate, și de-aia am spus că sunt primar de toată isprava, pentru că îi felicit, în primul rând, comunitățile pentru că au asemenea reprezentanți și asemenea gospodari care au reușit în ultimii ani să implementeze foarte, foarte multe proiecte atât de necesare și atât de așteptate de comunitate. Fie că vorbim de infrastructura rutieră, drumuri locale, fie că vorbim de alimentări cu apă, fie că vorbim de canalizare, fie că vorbim de școli, de grădinițe, de dispensare, de terenuri de fotbal sau terenuri de sport, tot ceea ce este legat de viața comunității și tot ceea ce până la urmă duc la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din aceste comunități și care sunt foarte aproape de municipiul Bacău. Nu am decât să-i felicit și acest drum vine să întregească toate aceste proiecte implementate de către domniile lor împreună cu hotărârile date de consilierii locali. Felicit aparatul de specialitate din cele trei UAT-uri, pentru că este o muncă în spate și trebuie respectată legislația așa cum este ea astăzi în România. Diferențele de la o comunitate la alta ați văzut că se văd în funcție de modul cum te implici. Îi felicit și pentru modul cum au reușit să atragă surse, pentru că nu sunt făcute aceste proiecte doar cu bani din bugetul local. Poate suma este foarte mică și bugetele sunt mici, nevoile fiind foarte multe. Surse atrase din surse guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală, un program foarte bun, care iată într-un termen rezonabil de 2-3 ani rezultatele să văd ce ele sunt implementate și puse în operă aceste proiecte și finanțări europene prin Program Operațional Regional pe axele pe care sunt spre finanțare și care finanțează aceste proiecte. Iar un pas important și zic eu de
perspectivă imediată faptul că programul operațional regional va avea, într-adevăr, o agenție de management sau va fi manageriat la nivel de regiune, ceea ce se elimină o verigă importantă în birocrație. Acea verigă la nivel național, la nivel de ministere manageriat. Și viitorul exercițiu financiar 2021-2027 va fi manageriat la nivel de regiune, ceea ce înseamnă o rapiditate a implementării proiectelor și o finanțare mult mai aproape de nevoile comunităților locale în consonanță cu strategia dezvoltare a județului și a regiunii. Sunt proiecte care vizează nu doar o comunitate, așa cum și ceea ce vedem în proiectul nostru de astăzi, în contractul nostru de astăzi, sunt proiecte care vizează mai multe comunități, sunt proiecte care duc la o conectivitate între județe, sunt proiecte care duc la o conectivitate între regiuni. Vorbim de proiectele la nivel de conectivitate între județe. Noi avem pe programul operațional regional drumul interjudețean Bacău-Neamț cu 162 de kilometri, din care 95 de kilometri pe raza județului Bacău și care astăzi el a fost împărțit în trei loturi conform procedurilor. Două din ele sunt proiectele predate, sunt în diferite faze de obținere a vizelor și autorizației de construcție și sperăm în scurt timp să putem da ordinul de începere. Cel de-al treilea, după ce a fost anulat, acum două săptămâni sau trei săptămâni s-a semnat și contractul la cel de-al treilea de la Traian Prăjești spre Piatra Neamț. De asemenea, eforturile făcute din bugetul propriu al Consiliului Județean, peste 139 de kilometri și vorbim doar de covoare asfaltice care s-au făcut în ultimii 2 ani de zile. Iar investițiile sau contractele semnate în ultimele 2 săptămâni vin și se adaugă la aceste lucrări făcute în ultimii 2-3 ani de zile. De asemenea, aici se mai adaugă și sursele sau proiectele prin surse guvernamentale atrase prin Programul Național de Dezvoltare Locală de către Consiliul Județean. Și mai sunt încă 67 de kilometri de drum, 7 drumuri județene care ele n-au văzut niciodată asfaltul. Astăzi ele sunt în diferite etape de execuție sau unele final de proiectare și obținerea avizelor. Deci 4 sunt din 7, sunt 4 în execuție. Vor vedea asfalt. Sunt sate, sunt comunități întregi care au așteptat aceste investiții de foarte mult timp și iată că ele se întâmplă astăzi. Sunt eforturi conjugate, este o muncă de echipă și munca aceasta de echipă de zi cu zi, de lună de lună, încep să se vadă puse în operă. Dacă acum 2-3 ani de zile într-o conferință de presă, după ce am prezentat efectiv proiectele și toate astea, un jurnalist m-a întrebat, zice, bun, și dacă ieșim acum din sală și mergem, vom vedea că se întâmplă ceva, zic, astea sunt proiecte pe care noi le-am depus și o să obținem finanțare, fie pe surse guvernamentale, fie ele nu au cum se vadă pentru că sunt niște proceduri. Astăzi putem să ne mutăm ușor-ușor de la semnarea contractului și mai avem 2-3 care sunt acum în perioada de licitație, de evaluare, mai sunt 2 sau 3, și după aceea cu siguranță ne vom muta și ne vom vedea pe teren, fie la Pădureni, fie aici la Săucești și pe toate celelalte șantiere care le avem în județ. Vis-a-vis de lucrarea la contractul care îl semnăm astăzi, am să o rog pe doamna director să specifice câteva chestiuni tehnice legate de această lucrare. Eu vreau doar atât să vă spun că valoarea totală a contractului de execuție plus proiectare este de peste 8.400.000 de lei cu TVA, având o durată de execuție de 16 luni, din care 2 luni de proiectare, sunt 2 luni în care, conform procedurii, trebuie obținute avizele, acordurile, certificatele și autorizațiile de construire și maxim 12 luni executarea lucrărilor. Antreprenorul care a câștigat în urma licitației această lucrare se numește Asocierea dintre SECE Danlin
și SCGO Mike SRL. Nu sunt din Bacău, nu? Nu sunt din Bacău. Proiectantul este din Iași. Constructorul este din Neamț. Cele două porțiuni de drum care vor fi asfaltate astăzi, ele nu au asfalt, este pe un drum de balast, sunt lucrări complexe, sunt podețe, poduri, dar am să o las pe doamna director să prezinte un pic ce tipuri de lucrări vor fi executate prin acest contract. Eu mulțumesc și jurnaliștilor care sunt fereastra prin care noi putem comunica cu locuitorii acestor comunități, cu locuitorii județului și care duc informația în mod direct, real, imediat în casele oamenilor și în felul ăsta îi facem și pe oameni să fie mai implicați și chiar îi îndemn la acest lucru dacă vrem într-adevăr o comunitate mai prosperă, o comunitate mai curată, o comunitate mai dezvoltată economic, trebuie să ne implicăm și să nu fim indiferenți. Eu vă mulțumesc, îi felicit pe primarii implicați, îmi pare rău pentru situația de joi pentru că și ei trebuiau să fie primii acolo, nu au fost invitați și sper să nu se mai repete acest. Important este că și felicit pe cei care i-au invitat, probabil au fost invitați să vadă cum se execută, cum este o lucrare de infrastructură mare, marca PSD, într-un an de zile s-o aduci la 60-70% în condițiile în care nimeni nu credea acest lucru. Felicitări. Doamna director, vă rog. Referitor la sectorul de drum județean care este supus, pe care o semnăm astăzi contractul, vreau să vă spun că proiectantul a prevăzut execuția unui strat de fundație de balast de 20 de centimetri, peste care se execută un strat de piatră spartă de 15 centimetri și două straturi de mixtură asfaltică. Pentru preluarea apelor din precipitații sunt prevăzute șanțuri, care sunt șanțuri, pot să fie din pământ și o parte sunt din beton. Sunt podețe, podețele care pot fi, avem și podețe dalate și podețe la accese curți și lucrări de siguranță a circulației, care sunt indicatoarele rutiere, marcaje, borne kilometrice. Nu avem o problemă deosebită în ceea ce privește realizarea structurii, pentru că terenul este de așa natură încât nu este cazul să facem nițituri de sprijin, nici alte tipuri de consolidări. Sperăm că lucrarea o să se facă cât mai repede, având în vedere că constructorul care a fost desemnat câștigător are capacitatea atât financiară cât și capacitate în ceea ce privește dotările, cu utilaje, cu forță de muncă, încât să termine lucrarea cât mai repede. Da, ce pot să vă spun? Un minut. Vreau să spun că noi, ca și Consiliul Județean și Serviciul Public Județean de Drumuri, am pe drumul acesta, DJ207F, am mai avut lucrări prin PNDL 1 la Șerbești și am mai făcut și covor asfaltic până când ne-am unit cu drumul comunal, fostul drum județean DJ207P. Practic în ultimii ani s-au mai făcut lucrări pe acesta, adică și această lucrare de acum va veni să completeze porțiunea de drum județean, adică nu doar acești 2,7 km. Total. 2, lungimea totală a drumului 2,7 km. 2,7 km care fac obiectul acestui contract. Da, la cei 8.400.000. Vreți să mai adăugați ceva? Nu, cam atât. Nu, domnul primar de la Bereș-Bistrița. Da, sunt convins. Da, pentru noi, într-adevăr. Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumim de invitație. Într-adevăr, este o surpriză foarte plăcută pentru noi și pentru locuitorii, cel puțin pentru locuitorii satului Pădureni, care e sat care face parte din comuna Bereș-Bistrița, este o surpriză foarte plăcută. Faptul că astăzi se semnează contractul pe porțiunea de drum Bereș-Bistrița-Pădureni, noi așteptăm
asfaltarea acestui drum, cel puțin de 20-30 de ani, cum spuneau localnicii, este de foarte bun augur. Și aș avea și eu o întrebare. Am înțeles că proiectarea se face, este pentru, de la semnarea contractului, urmează proiectarea 2 luni de zile, da? Iar apoi execuția pe durată de un an. Când să ne așteptăm la începerea execuției? De asta așteaptă toată lumea. Nu, cred că, da, nu, cred că, sunteți reprezentantul de acum. Noi, în cam ultimii 2 ani de zile, 3 ani de zile și avem lucrări, avem o experiență a construcției, chiar dacă e 24, pe PNDL cel puțin ce avem acum în execuție, chiar dacă contractul e 24, sunt unele lucrări care aproape la jumătatea termenului lucrarea este gata. Unele chiar înainte de jumătatea termenului, ceea ce ne bucură acest lucru. Seriozitatea au fost și de o parte și de cealaltă, în sensul că și noi am avut banii necesari și ne-am corelat, chiar cu dificultățile schimbării guvernului și atunci am avut noi posibilitatea și am avut și cadrul legal, am plătit facturile la zi și n-am oprit, chiar am cerut să accelereze și am plătit în noiembrie peste 9 milioane, aproape 10 milioane de lei și am încasat abia la sfârșitul ianuarie, în februarie de la guvern. Deci avem sursa necesară încât dacă dumneavoastră terminați nu în 12 luni, în 6 luni, noi să vă dăm toți banii. Asta ca să lămurim lucrurile din punctul ăsta de vedere. Da, da. Deci dumneavoastră vreau... Termenul va fi decalat în termenul, da, termenul de 2 luni, poate îl reducem la o lună, termenul de avizări la fel, el este 2 luni, dar se poate obține mai repede deci, și după aceea și dumneavoastră să vă puteți apuca de execuție. Da? Deci asta este rugămintea noastră. Vremea o ținut foarte și sper că va ține, dar să profităm de acesta, să ne apucăm cât mai repede de treabă. Asta este, de fapt, rugămintea, nu o întrebare, că dacă e după întreaga, este conform contractului și îți va răspunde conform contractului, care e la dispoziție 2 luni. Dar noi vrem să accelerăm. Da? Dacă îmi permiteți, doamne președinte, ce vreau să vă spun, când m-am referit la cei 18 km, vreau să spun că acest drum județean 207EF, tranzitează cu Năsăucești pe această distanță și Consiliul Județean, așa cum a promis în 2012, a realizat modelizarea asfaltare pe 2,750 km pe raza localității Șerbești, iar restul prin îmbrăcăminte asfaltică de aproape 11 km. Vreau să vă spun că ceea ce și-au dorit cetățenii și oamenii din localitățile respective s-a îndeplinit în această perioadă a timpului, mai ales că a fost o promisiune sacră a noastră pentru cei din Șerbești, având în vedere că era singura localitate pe care drumul o tranzita și de 100 de ani același praf, același disconfort a fost rezolvat prin asfaltarea acestui drum. Mai ales că cele două localități, Siretul și Șerbești, așteaptă rezolvarea poimului prin Sececra Besa, prin aducțiunea de apă și canalizare. Știu că este în drum drept și așa cum am văzut într-o notificare astăzi din cadrul de la emisă de CRAB Besa, deja suntem exact acolo unde ne-am dorit. Adică se vor începe lucrările de proiectare și execuție pe aducțiunea de apă din localitatea Siretu și Șerbești. Este un lucru pe care Consiliul Județean și factorii decidenți au înțeles că aceste localități și oamenii din aceste localități merită ca diferența și, ca să spun, diferența de confort dintre zona rurală și zona urbană să devină din ce în ce mai mică și, dacă se poate, să dispară. Cu domnii primari și cu conducerea Consiliului Județean am identificat întotdeauna căile și soluțiile necesare și acum putem spune că vorbesc pentru Comuna Săucești, este exact acolo unde ne-am dorit-o mereu, ca un cartier al municipiului Bacău. Unii spun, de ce Săuceștiul va veni ca un cartier, va veni ca și cartier al municipiului Bacău. Eu am zis, de ce nu Bacău? Poate să ia exemplu de pentru ceea ce se întâmplă la Săucești de bun augur. Sunt multe de făcut, dar sper că așa cum aceste proiecte s-au realizat în decursul celor
8 ani, aproape 10 ani de când la Conducea Consiliului Județean și în cele 3 comune am preluat noi mandatele de administrare cu domnii colegi, cu domnii primari de la Letea și de la Bereș-Bistrița, încercăm să fim alături de oameni, să încercăm să dăm fiecare localități ceea ce de fapt este o normalitate, condiții de trai și utilitățile pe care eu consider că nu mai reprezintă un lux, domnule președinte, reprezintă o necesitate cotidiană și o normalitate. O normalitate. O normalitate. De fapt este o normalitate și acum 8-9 ani de zile, dacă vă aduceți aminte, și așa la Bereș-Bistrița mergeam, o parte dintre dumneavoastră vă văd aici la masă și sunteți în această echipă frumoasă și discutam de proiecte. Poate nici nu îndrăzneam atunci, discutam, cred că la jumătate din proiectele care s-au implementat astăzi, ca și idee atunci, ar fi bine să facă, ar fi bine, dar faptul că nu s-a făcut, măcar atât spuneați dumneavoastră să se realizeze și iată că după 8 ani de zile, cum ne uităm acum, avem curaj, ne uităm unde și parcă și dumneavoastră vă văd așa mai înseninați și că s-au realizat atâtea lucruri frumoase în acești ani, un pas important spre normalitate, exact cum spunea. De fapt, e spre normalitate, dar această normalitate a ajuns să o excepție la un moment dat, după cum se mișcau lucrurile anterior. Nu discutăm, nu facem. Noi suntem concentrați pe ceea ce putem construi. Nu este datoria, nu judec pe absolut nimeni, dar cetățenii au avut ocazia să vadă ce s-a întâmplat și în trecut și acum și o să decidă. Puterea este la urmă în mâna lor. Am să-l rog și pe domnul primar Dochei, e ca un spiriduș așa, e peste tot aproape, dar e acolo unde trebuie pentru comunitate și sunt foarte multe proiecte pe care le-a implementat. Niciodată pentru el nu se poate, adică nu există nu se poate, asta vreau să. Niciodată pentru dumnealui nu există nu se poate. Întotdeauna trebuie să existe o soluție și întotdeauna să concentrați pe soluție, vine, nu se poate, nu președinte, refuz să cred că nu se poate. Trebuie să găsim o soluție. Și de fiecare dată am găsit soluții, unele mai repede, imediat unele a necesitat să găsim alte căi, dar am rezolvat problemele acolo unde așa cum și-a dorit cei din comunitatea Letea Veche, care, iată, și cum spunea și domnul primar la Săuce și asta, ușor, ușor, ele nu mai sunt privite ca o comunitate rurală, face parte din viața ne duce aici, face parte din viitoarea metropolă băcăoană. Vă rog, domnule primar. Vă mulțumesc pentru invitație. Nu pot decât să mă bucur în numele UAT-ului pentru semnarea acestui contract. Vreau să vă spun că de mult așteptam această investiție, să facem legătura între Săucești și Letea Veche, deoarece pe zona respectivă noi avem niște societăți care sunt cu un potențial destul de mare, ne aduce destui bani la buget. Mai puțin suntem obișnuiți cu vorba, învățați exact cum spunea domnul președinte, să facem administrație, să fim în permanență în prezența cetățenilor și să fim acolo unde trebuie. Într-adevăr, Letea Veche, cu venirea șoselei de centură, a devenit o zonă destul de atractivă pentru mulți investitori din județul Bacău. Asta nu face decât ca comuna Letea Veche să ajungă acolo unde era locul și sper, cu ajutorul Consiliului Județean, de la care am avut sprijin în permanență și avem sprijin, să putem face multe lucruri frumoase. Referitor la invitația care o spunea domnul președinte a domnului ministru cu vizita pe șoseaua de centură. Era normal ca și noi primare din comunele care am dus greu, gen Letea Veche, Săucești, Bălcescu, Luizi, Călugura, să fim invitați, pentru că noi știam cel mai bine problemele cu care ne-am înfruntat sau înfruntat și ce mai aveam de rezolvat. Mulțumesc și încă o dată felicit echipa de la Consiliul Județean. Doamna director, acum și constructorul, să procedim la semnarea contractului și să fie într-un ceas bun, într-o zi binecuvântată, din mare sărbătoare pentru creștini. Creștinii ortodoxi. Da.
Dacă sunt întrebări din partea presei, dacă... Domnul, nu vă zici. Hâncu. De la Pădureni, da? Hâncu Gelu, de la Bereș-Bistrița, sat Pădureni. Sat Pădureni, Bereș-Bistrița. Da. Domnul președinte, nu că e necesar acest drum. Este o minune, ar fi o minune să se întâmple dacă s-ar întâmpla. Spunea domnul primar Alcas că de 20 de ani, eu de 30 de ani aștept drumul ăsta. Eu am lucrat la drumul și Corduri, la doamna, de mult, ca topograf. Eu am măsurat prima dată pe drumul Berești de la E85 încolo. Se putea face de atunci. Tronsonul acesta de drum... Cu 30 de ani. Cu 30 de ani, da. El deci, în 77 eu am măsurat drumul ăsta, ca topograf. Așa. V-aș ruga o chestie, o treabă, care eu n-am înțeles-o. Spuneți că contractul este de 2,7 km. Păi 2,7 km e numai pe raza, 2 km cel puțin pe raza satului Pădureni, ce știu eu. Da. Dar dânsii din Săucești au în partea asta, tot același drum 207F, este și de la Hol până aici, sau el de acolo pleacă. E o porțiune mai mică. Așa, mai sunt și acolo 2 km. Eu n-am înțeles cum e contractul ăsta. O să vă zic, să vă zic că doamna... Poate am înțeles eu greșit. Domnul primar a prezentat și doamna director a spus sau mai pentru făcut că și în ultimii ani. Pe raza satului, drumul cel mai mult, 3 sferturi, merge pe raza satului Pădureni. Da. Deja, 2 km. Este foarte aproape de Berești, probabil că ați fost în zona... 2,2 km. Așa. Mai precis. Și era anacronic, pentru că erau celelalte sate, Climeștiu, asfaltat pe drum comunal. Bradu, asfalt, 5 și ceva kilometri. Deci aici, pe drum județean, care astea erau prioritare, trebuie în viața asta face niște priorități. Nu mă apuc să fac drumuri prin pădure întâi, de asfalt. Fac întâi unei, mai ales că acest drum leagă foarte bine, să știți, ajută foarte mult orașul Bacău. Eu știu, lucrând la drumul știu că eram topograf și am lucrat și în proiectare. Era o variantă bună pentru a ocoli orașul spre Piatra Neamță. Este hartă trecută Racova, dar nu trece nimeni, pentru că e un tronson acolo pe satul Ilieș, foarte denivelat, au probleme. Dincolo, la un kilometru, este asfalt pe raza comunii domnul, Racova. Domnul Hâncu, câteva luni și o să avem centură și ieșim. Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu. Am zis că fac ca cetățeanul ăla de la Horgești, ați văzut? Când s-a dus și a sărutat asfaltul. Și la Ilieș. Da. Mulțumesc. Cu plăcere. Să dea Dumnezeu să facă. Da. Ne vedem la recepție, așa vă zic, da? Să-l ajut cu, mai ales domnul primar, am să-l consiliez și am să-l ajut cu tot ce se poate. Pentru că drumul este foarte... El deja are infrastructură, deci are canalizare, are apă, deci are canalizare, are apă, strat de balast are, eu nu știu de ce să scarific atâta. Poți să faci un sondaj și să mergi mai departe, mai ridici cu zece. Acolo este obligatoriu să meargă la gura canalului de canalizare. Că nu ai să poți să ridici cu 20-30 cm capacul ăla. Pentru că am înțeles că are 20 de centimetri de balast. Dar este o medie. După aia 15 metri de criblură și după 15 aia... Plus că e balastiera de la Buș. Și pe acolo e un trafic foarte mare, să știți. Am văzut chiar... Acum da, știm că avem în fiecare a trecut camioane, au trecut basculante care cară la, la varianta Bacăului. Care de acolo sort. Și... Deci ăla e drumul. Pe acolo merg. Da. Vă rog, 3 întrebări, dacă permiteți. Mai dat aș vrea ca o consolare pentru cei doi primari, să nu fie supărați că n-au fost joi acolo, că au fost reprezentați de un senator. De domnul Viorel Ilie. Și încep la prima întrebare. Dacă în contract sunt prevăzute penalități în cazul când am vorbit, că în general se recepționează lucrarea în avans. Pot fi și situații când sunt întârzieri. Sunt prevăzute penalități pentru prestatori? Și în ce quantum? Pe zi. 0,1% din valoarea contractului pe zi. Domnul președinte,
ați început, dacă n-ați fi început din decembrie, aș fi spus că e acum e campanie electorală. Dar din decembrie ne-ați obișnuit cu strada aeroportului, la spital, cu secția de radioterapie, ați continuat aceste contracte, deci aveți o activitate, zic eu, mulțumitoare pentru noi, comunitatea băcăoană. Întrebare. Candidați la un al doilea mandat pentru președinția Consiliului Județean? Pentru președinția Consiliului Județean? Păi eu fac parte dintr-o echipă. Noi vom discuta în echipa Partidului Social Democrat, Organizația Județeană, cu siguranță există deschidere totală și să vă face sondaj. Dacă Sorin Brașoveanu este soluția cea mai bună, merge cu Sorin Brașoveanu. Dacă nu, sunt și alți. Nu-i nimeni neînlocuit. Deci nu s-a stabilit. Nu. Nu, și nici n-am discutat. Noi de facem treaba deocamdată și avem o foaie de parcurs. Iar ceea ce spuneați dumneavoastră din decembrie este munca din 2000, poate 14, 15, 16 de laborator. Acum, efectiv, deci cam... Deci echipa nu s-a stabilit. Dar sunteți totuși oameni politici, adică trebuie să recunoaștem că... Păi nu s-a stabilit la nivel central ce se hotărăște, n-ați văzut. Încă mai vorbim, noi avem o problemă astăzi, care în toată Europa și în toată lumea își au măsuri de precauție și guvernul actual discută de alegeri anticipate, adică nu prioritatea, în loc să fie protejarea populației și măsuri de prevenire a contaminării cu acest virus pe toate planurile, noi discutăm de alegeri anticipate ca o prioritate pentru România. Și acum a treia întrebare care dumneavoastră de fapt mi-a ridicat mingea la fileu. În actualul context în care se declară o semistare de urgență la nivel național, părerea dumneavoastră vis-a-vis de întreruperea școlilor, care este? Pentru că eu consider că într-un... Eu dacă aș fi la nivel de guvern, aș lua măsura de a închide școlile pe următoarele două săptămâni. Mulțumesc. Da. Eu asta aș face. Și eu sper ca guvernul să ia această măsură cât mai repede. Cu plăcere. Dacă mai sunt alte întrebări. Aș vrea să vă dau un răspuns vis-a-vis de supărarea care o avem în noi. A fost un sfat, nu întrebare. Un sfat. Nu cred că de când s-a înființat această șosea de centură, domnul Viorel Ilie, ca în funcția de senator să ne fi reprezentat vreodată sau să fi fost pe această șosea de centură. Era o normalitate ca noi primari din comunele respective să venim să expunem problemele de care ne întâmplăm. Pentru că, după cum știm cu toții, a intervenit o suplimentare la expropieri și mai avem cazuri pe care noi ar trebui să le rezolvăm. Cetățenii vin direct și ne supun unor întrebări normale pentru care noi ar trebui să răspundem, dar fără să avem o consultare sau să fim invitați în momente delicate, nu avem cum să știm cam ce pași ar trebui să... Sunteți om în vârstă și trebuie să știți că nu este pentru cine se potrivește, ci este pentru cine se nimerește. Dacă facem pentru cine se nimerește, cred că... Noi am tratat cu maximă seriozitate, iar domnul primar, într-adevăr, cu foștii miniștri și cu Răzvan Cuc, au fost niște probleme legate de expropiere cu cetățenii în care s-au găsit soluții. Pentru că în teren lucrurile au stat un pic diferit și au fost câteva chestiuni punctuale. Cred că nemulțumirea noastră rezidă și din alt motiv. Faptul că, la nivelul Consiliului Județean și al instituției prefectului, s-a constituit un grup de inițiativă care, într-adevăr, de câțiva ani a funcționat ireproșabil și noi, ca primari și cu echipele noastre, ne-am implicat foarte mult în a obține, în a facilita constructorului, proiectantului, obținerea de avize, obținerea de pârghii cu care să înceapă investiția propriu-zisă. Practic, nu facem un caz că n-am fost invitați, dar cei care au făcut formatul respectiv trebuia să-și dea seama că, într-adevăr, greu și tot ceea ce s-a întâmplat pe acest coridor de expropiere l-au întâmpinat și întâmpină încă primarii și consiliile locale pe care tranzitează acest coridor. Eu zic că uneori, și poate prea mult spus, nu trebuie să te cațeri, ca să spun așa, pe
un proiect, ci trebuie practic să te implici, indiferent pe poziția politică pe care ești de-a lungul realizării acestuia. Eu cred că noi am dat dovadă mereu de continuitate și proiectele pe care le-am moștenit, le-am dus în continuare și le-am finalizat fără a căuta, să spunem noi, orgolii și laudative din partea unora sau al altora. Asta ar fi normalitatea, ca fiecare dintre noi să fim acolo și la bine și la rău. Acest grup de lucru a funcționat și se vede astăzi în operă că s-a ajuns la 60-70 și din grupul ăsta de lucru a făcut parte în primul rând UAT-urile implicate. Cei primarii celor patru comunități, Consiliul Județean și reprezentanții instituțiilor avizatoare. Și s-a văzut acest lucru pentru că s-a accelerat într-un mod constructiv, s-au eliminat acolo unde a fost posibil barierele birocratice, s-au obținut avizele necesare, s-au obținut autorizațiile necesare, s-au rezolvat problemele care au fost identificate în teren, ca astăzi noi să avem. Și normal că există această oarecum frustrare, pentru că și domnii primari ar fi avut câte ceva de spus, pentru că era o întâlnire de lucru. Și așa cum i-am obișnuit în ultimii 2-3 ani de zile, această întâlnire de lucru avea un anumit format. Asta a fost supărarea, de fapt, din partea domniilor lor. Dar, încă o dată, felicităm că au văzut și primarii PNL o investiție și cum să execută o lucrare marca PSD. Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, vă mulțumim mult de tot. Și spor la treabă, urăm constructorului succes.